Îi mulțumim Domnului așa cum a spus de astăzi, de azi dimineață, că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am simțit prezența Lui și acest lucru se vede, bucuria care este în mijlocul nostru și mulțumim Dumnezeu. De aceea suntem rugați în numele Domnului Iisus atunci când veți auzi acest numele care mă rog lui Dumnezeu să o facă El. Dacă Iacov într-o prejurare spunea fiului său să binecuvinteze pe copiii lui, noi rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze El pe micuța aceasta cu numele de Maria Rebecca. Și așa să rugați atunci când veți auzi numele cu toată biserica să spunem amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Maria Rebecca. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine Maria Rebecca. Amin. Și să se îndure de tine Maria Rebecca. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine Maria Rebecca. Amin. Și să-ți dea pacea Maria Rebecca. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu, adică Domnul Iisus Hristos, îi voi binecuvânta, trăiască în numele Domnului. Amin. Domnul să o binecuvinteze. Amin. Uitați aici această fetiță care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O, Doamne, Tată din Cer! În seara aceasta ne-ai făcut această bucurie deosebită de mare, pentru că Tu ești și ai fost prezent și îți mulțumim pentru lucrurile. Doamne, suntem la o zi de sărbătoare în care cerul este deschis și Tu, Doamne, trimiți belșug de binecuvântare peste noi. De aceea mă rog pentru Maria Rebecca și te rog ca Tu să o binecuvintezi. Amin, te rugăm, Doamne. Doamne, ai binecuvântat familia fratelui nostru Marius. Dacă a venit singur aici, cum odinioară s-a dus Iacov, Doamne, și Tu l-ai binecuvântat cu 4 copii. Este numai îndurarea și dragostea Ta care ți-a arătat în față de el. Și te rog să-i binecuvintezi familia și pe copiii ceilalți. Dar acum suntem la sărbătoarea aceasta care și-a adus fetița cu numele de Maria Rebecca. Aleluia. Și te rog ca Tu să o păzești, Doamne. Amin. Doamne, binecuvintează viața ei. Amin. Binecuvintează-o Tu, Doamne, cu binecuvântările Tale cerești. Amin. Și binecuvântările Tale, Doamne, pământești. Aleluia. Fă ca în viața ei să nu ducă lipsă de niciun bine, Doamne. Ocrotește-o, păzește-o, Doamne. Fă să fie o binecuvântare pentru părinții ei. Să fie o binecuvântare pentru biserica unde va merge atunci când va fi mare, Doamne. Să fie o binecuvântare pentru cetatea unde Tu o vei așeza. Și ne rugăm ca din clipa aceasta numele Tău să fie peste ea. Numele Tău să fie o crotire, pază pentru Maria Rebecca, Doamne. Și mai mult ca orice, Doamne, ochii Tăi să vecheze asupra ei. Amin. Doamne, binecuvintează picioarele ei. Atunci când va crește mare, Doamne, să apucă calea Ta, să vină în biserica Ta, Doamne, și să te slujească, să te laudă, Doamne. Binecuvintează mâinile ei, Doamne. Atunci când va fi mare, Doamne, să fie gata să ajute pe cei lipsiți, Doamne. Binecuvintează ochișorii ei. Dă-i o vedere sănătoasă, Doamne. Dă-i un auz sănătos, Dumnezeul nostru. Te rog să oferești de ape. Te rog să oferești de foc, Doamne. Și mâna Ta ocrotitoare să fie în permanență peste ea. De aceea noi punem numele Tău peste ea. Aleluia. Și te rugăm ca Tu să o binecuvintezi. Amin. Am vrea toată familia să vină aici față cu copiii ceilalți. Noi ne vom duce jos. Și așa cum stăm, vrem să înălțăm Domnului o rugăciune ca și îndrujitori ai Domnului, ca Dumnezeu să binecuvinteze această familie. Amin. Și din clipa aceasta, în familia lor,
să domnească Iisus. Amin. Și niciun duc străin de afară să nu mai aibă puterea asupra lor. Amin. Niciun duc, Doamne, obraznic, niciun duc de frică, de teamă, să nu mai aibă putere în familia aceasta. De aceea ne rugăm ca și slujitori ai Domnului pentru această familie. Nu știu dacă puteți stați în genul, dar stați în picioare, tot așa. Aveți și copii mici. Bine, cum hotărâți voi. Dar noi, ca și slujitori, ne vom ruga. Și fratele mici să se roagă cu voce tare. O, Doamne, Tatăl Mircea. Tatăle, Tatăle, venim înaintea Ta. Să-ți mulțumim pentru harul glorios. În numele Celui. Să-ți mulțumim pentru mila care ai avut-o pentru această familie, Doamne. Doamne, ne-ai dorit copii sănătoși și-ți mulțumim. Glorie ție. Mulțumim, Doamne, pentru că ei au temut de Tine. În numele Celui. Și Tatăl, te rog, Doamne, binecuvintează-i viața. Doamne, vă rog, Doamne, să-i dărâi, Doamne, răbdare cu copiilor. Să-i dorește înțelepciune. Mă rog, Doamne, să le ardă casa lor, Doamne, de orice duc străin, de orice de liniște, Doamne. Mă rog, Doamne, liniște, pacea sufletească, Doamne, pacea duhovnicească, Doamne, fă să lipsească pâinea, Doamne, să lipsească, Doamne, Iisuse, pacea și casa lor. Și punem numele Tău și sângele Tău ca o ochire peste ei. Și nimic strigat și murdar, Doamne, Tată, să nu pătrundă, Doamne, familia lor. Și punem în numele Tău peste fiecare membru al familiei. Și în numele Lui Iisus Hristos, Ține-a rugat. Și în numele Tău lucru peste ei. Că să vii în numele Tău, Doamne. Iar dacă sora a rămas, Doamne, cu mări, mă rog, Doamne, numele Lui Iisus, să dai vindecare prin viață. O, Doamne, să dai răbdare prin copii. Fă-ți ia o mamă bună pentru copii să fie ascultă. Că își crească copilașii și temere de tine. Toate, în numele Lui Iisus Hristos, ne-a rugat. Amin. Glorie ție, Doamne. Lăudați să fie Domnul. Ridicați-vă numele Lui Iisus, tămăduiți și cu pace în inimă. Fratele Călinuț a cântat spre slava Domnului. Noi, ca slujitori, ne-am